Bună dimineața și bine ați venit! Numele meu este Ligia Postoia și este o onoare să fiu astăzi aici cu voi. Vă salutăm cu căldură la acest eveniment special în Chicago, unde sărbătorim 20 de ani de la acceptarea României în NATO. Cu 25 de ani în urmă, comunitatea română-americană, avându-l ca și ambasador în România, al României în SUA, pe domnul Mircea Geoană, a adresat o petiție Congresului SUA și Casei Albe pentru susținerea integrării României în NATO. În 1999 a fost lansat Parteneriatul Strategic România-SUA, devenind o ancoră în politica internațională a României. Cele mai multe semnături pentru această petiție, în urmă cu 25 de ani, au fost strânse tocmai aici, în Chicago. Motiv pentru care ne bucurăm astăzi de prezența domnului Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO și a soției dumnealui, doamna Mihaela Geoană. Totodată le urăm bun venit și oaspeților de onoare, Dragoș Manea, director de cabinet NATO, domnul Doru Năsui, consul onorific al Republicii Moldova, Robert Dumitrescu, consul general al României în Chicago, Cristina Brânzoi-Tanic, consul la Chicago, Mihai Lehene, founder Romanian United Foundation, Andrei Smahon, antreprenor și slujitor în Biserica Baptistă Română Betel, coleg și lider de proiect al domnului Mircea Geoană în Mișcarea România Renaște. Tot astăzi veți afla mai multe informații despre inițiativa România Renaște, un efort colectiv pentru revitalizarea și progresul pe multiple planuri ale societății românești. Vă invităm să scanați QR code, aveți un pliant în fața dumneavoastră, și să completați informațiile pentru a afla mai multe despre mișcare și pentru a fi ținuți la curent cu evoluțiile acesteia. Implicarea dumneavoastră este crucială pentru construirea unui viitor mai bun pentru România, iar România Renaște vă oferă oportunitatea să faceți parte din acest proces. Niciunul dintre noi nu suntem astăzi aici întâmplător. Prezența dumneavoastră la acest eveniment poate marca un moment istoric în viitorul României, având în vedere că în acest an vor avea loc poate cele mai importante alegeri din ultimii 30 de ani în țara noastră și trebuie să fim pregătiți. Ele nu vor afecta doar generația noastră, ci multe alte generații de acum încolo. Să privim împreună spre un viitor mai luminos și pentru o Românie mai bună, iar prezența dumneavoastră aici este un pas important în această direcție. Așteptăm cu bucurie discuțiile noastre în această direcție cu domnul Mircea Geoană și cu voi toți cei prezenți în această dimineață plină de semnificație. Cu mare onoare vă prezentăm pe Sara Hodoroabă, o talentată artistă vocală, care va interpreta imnurile României și a Statelor Unite ale Americii pentru publicul nostru. Sara aduce cu ea o pasiune profundă pentru muzică și o voce remarcabilă, care va încânta și va inspira inimile noastre în această dimineață. Haideți să o primim cu căldură pe Sara Hodoroabă. Thank you.
voce extraordinară. Mulțumim mult, Sarah. Cu bucurie vă prezint pe Andrei Smahon, un antreprenor dedicat și un slujitor în Biserica Baptistă Română Betel. Andrei nu doar își dedică timpul și energia în afaceri, ci și în lucrarea sa de slujire în comunitate. Ca și coleg și lider de proiect al domnului Mircea Joană pentru mișcarea România Renaște, în funcția de Executive Vice President for North America, Andrei aduce o viziune clară și o pasiune contagioasă pentru progresul și revitalizarea României. Este o onoare să-l avem astăzi alături de noi și să beneficiem de experiența și dedicarea sa pentru o Românie mai puternică și mai progresistă. Bună dimineața, Andrei, și mulțumim din suflet pentru organizarea acestui eveniment extraordinar. Welcome! Dragii mei, vă invit să vă țineți legăturile și forțele și energia pentru aplauze furtunoase pentru cel care merită aplauzele, domnul Joană, eu fiind unul mai nesemnificativ, dar având o bucurie să fiu în dimineața aceasta aici cu dumneavoastră. Dragi frați români, moldoveni și stimați oaspeți, în primul rând vă mulțumesc tuturor pentru participare și timpul acordat. Știu că trăim într-o societate foarte accelerată, cu multe obligații. Sâmbătă e prime time, cum zice românul, iar voi ne-ați făcut bucuria să veniți aici să participați la acest eveniment deosebit, unic în comunitatea noastră, care se leagă și se va lega mult de viitorul României. Vreau să mulțumesc în primul rând soției mele, Dana Smahon. Dana, ridică-te, rog, în picioare să te cunoască lumea. Este o femeie deosebită și ce nu știți e ceea ce aș numi eu o mamă eroină. Avem 6 copilași, dintre care 2, așa îngăduit Dumnezeu să ne dea o îndoită binecuvântare, s-au născut pe 1 ianuarie anul acesta, așa că semne bune anul are. Și în egală măsură vreau să mulțumesc domnului Mircea Joană pentru prietenia lui și încrederea acordată. De asemenea, vreau să mulțumesc în mod deosebit câtorva colaboratori care în mod special au ajutat ca acest eveniment să aibă un succes deosebit, domnul Mihai Lehene, președintele Romanian United Fund, un om care are o inimă deosebită pentru români, pentru comunitate, și nu o face din lipsă de oportunități, o face care pe inimă lucrarea aceasta. El ne invită la una din evenimentele cele mai importante ale comunității noastre, pe lângă ăsta, asta e pe primul loc, notați acolo. Este summitul comunității românești din Chicago, care va avea loc pe mai 25. Sunteți toți invitați, cine dorește, luați legătura cu echipa RUF, Romanian United Fund, sau cu domnul Mihai Lehene. Merg mai departe, mi-e drag să-l am aici pe consulul onorific al Republicii Moldovei, domnul Doru Năsui. Și un prieten și frate drag care a ajutat mult în mobilizarea oamenilor de bine din comunitatea noastră, domnul și fratele meu Dan Muncaciu. Dan, mulțumesc, mulțumesc. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc deosebit familiei Lărgite Smahon, care mă susține și m-a susținut și în proiectul acesta. Dragii mei, ați fost fundamentali. Mulțumesc! Dați-mi voie, chiar dacă vom trece prin procesul acesta, să spun că este o mare bucurie pentru mine personal și pentru comunitatea noastră să-l avem pe domnul Mircea Joană și stimata doamnă Mihaela Joană. Vă rog încă o dată! Mulțumim! Mulțumim! Dragii mei, Dumnezeu a creat pământul și tot ceea ce este pe el și ce mișcă pe el, iar coroana creațiunii sale este omul, noi, fiecare dintre dumneavoastră. Și ne-a lăsat un manual de instrucțiuni
dat în mod special omului direct din gura lui Dumnezeu pentru noi. Și am bucuria în dimineața aceasta să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură scrise de Apostolul Pavel către Timotei, îndemnându-ne pe noi creștinii din ziua de astăzi ce, cum și cum trebuie să trăim. În 1 Timotei, capitolul 2, de la 1 la 5, voi citi următoarele versete. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Ascultați aici. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Vă invit respectos să plecăm capetele și voi înălța o rugăciune la tronul îndurării pentru dimineața aceasta și pentru viitorul ce ne stă în față. Doamne Dumnezeule, recunoaștem autoritatea Ta în viețile noastre și dorim mult să fii Dumnezeul României. Dorim mult să fii Dumnezeul Americii. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața aceasta și Te rugăm să dai binecuvântarea Ta peste fiecare suflet care este aici, peste națiunea română și peste națiunea americană. Ne apropiem într-un galop rapid de un an decisiv, în care națiunea română și națiunea americană se va îndrepta să aleagă noi împărați și noi dregători. Doamne, ridică Tu oameni după voia Ta. Doamne, vin înaintea Ta și mijlocesc, cer binecuvântarea Ta peste fratele nostru, Mircea Joană. Te rog să-l binecuvintezi, să-l întărești în trup, să-i dai sănătate, să-i dai înțelepciune și să vorbești inimii lui călăuzindu-l. Te rog să faci același lucru pentru soția dânsului, Mihaela, și pentru familia lor. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru și Te rugăm să binecuvintezi și darurile de mâncare care ne stau în față și întâlnirea noastră să-Ți aducă Ție cinste și să ne îndrepte încă o dată privirile spre Cel ce ne-a creat. Amin. Fiecare generație are un mandat specific. Fiecărui generație revine datoria să învețe din trecut, să nu repete greșelile trecutului, bucurându-se de prezentul în care trăim și să lupte pentru a asigura un viitor luminos, un viitor mai bun pentru cei ce vin după noi, copiii noștri. Fiind tată a 6 copilași, mă uit cu bucurie, cu încredere în viitor, dar mă uit și cu un anumit grad de îngrijorare, uitându-mă la cum decurg lucrurile în prezentul în care trăim. Așadar, toți avem parte de trecut, trăim în prezent și putem să visăm sau să acționăm în prezent pentru a influența viitorul. Dumnezeu a îngăduit părinților noștri să răstoarne un sistem tiran. Eu am prins un fragment din ceea ce a însemnat vechiul sistem comunist și le-a făcut parte de bucuria aceasta ca să se cheme revoluționari. Au transformat România de la ceea ce se numea comunism la ceea ce numim noi astăzi capitalism. Iar acesta este parte din trecut. Dumnezeu a îngăduit un timp de pace peste România și România se bucură de pace în mare parte datorită faptului că a fost o generație care s-a luptat pentru aderarea și intrarea României în NATO, iar
oamenii de vârf care au luptat în sensul acesta, printre pilonii pe care s-a susținut și s-a sprijinit această aderare și intrare, avem aici domnul Mircea Joană, secretar general adjunct al NATO, și domnul Doru Năsui, vârf de lance în generația anilor 90-2000, care au fost instrumentali. În egală măsură, România a intrat în comunitatea europeană beneficiind de anumite privilegii economice. Cu toate că ne bucurăm de pace și poate dacă n-ar fi fost conflictul dintre Rusia și Ucraina, n-am fi apreciat așa de mult în România, care nu e departe de zona aceea. Economic, încet, încet alunecăm spre partea de jos a comunității europene. Se pare că nu reușim să ne desprindem de noroiul care ne pe bocanci și să facem un salt decisiv mergând înainte. Prezentul e realitatea în care trăim. Dar nouă generație în putere ne revine o datorie de a renaște România, de a renaște mândria de a fi român în diasporă, astfel vom insufla copiilor noștri și vom putea schimba viitorul spre care ne îndreptăm. Dragii mei, suntem o națiune creștină cu valori sănătoase, biblice, cu o istorie lungă și bogată care de-a lungul ei a dat eroi și mulți oameni deosebiți printre care vă numărați și voi. Așa că nu o să zic să ridicăm fruntea sus, că asta înseamnă că avem capul plecat. Să ținem fruntea sus, să ne inspirăm unii pe alții, să strângem rândurile între noi și să ne uităm cu bucurie în viitorul care stă înainte, călăuziți de ajutorul Domnului. Voi încheia citând pe profetul Daniel din Scriptură, în capitolul 2, versetul 21, spune că El, Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțeleptului și pricepere celor pricepuți. Iar marele poet al nostru, îndrăgit Mihai Eminescu, spunea și așeza pe filele hârtiei: ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorii, țara mea de dor. Brațele-s nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor. Doamne, dă un viitor glorios României. Dă un viitor glorios tuturor românilor din România și din diasporă și binecuvintează-ne cu prezența Ta în fiecare zi. Vă mulțumesc! 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 Mi-aș fi dorit ca Ligia, care face o treabă mai bună ca mine și cu o prezență mai plăcută, să fi făcut partea introductivă, dar îmi revine cinstea și bucuria de a-l introduce pe cel mai respectat român la nivel internațional pe care îl avem, un om respectat cu o inimă pentru națiunea română, un om care iubește România și un om care vrea să se pună în slujba României pentru a face saltul de diferență, pentru a renaște în inima românilor speranță, domnul secretar general adjunct al NATO, Mircea Joană. Mulțumesc mult, Andrei. Ligia, bună dimineața, Doamne ajută tuturor. Revin la Chicago cu enorm de multă bucurie. Închei astăzi un adevărat tur de America, începând cu Washington DC, capitala federală, unde a participat și la Convenția Moldo-Americană. Și vreau să salut prezența atât a românilor americani, cât și a fraților, surorilor noștri de dincolo de Prut,
România și Republica Moldova au astăzi o șansă istorică de a ne reîntoarce împreună în Europa democratică, că avem o obligație cu toții să respectăm pe moldoveni și să facem ceea ce poate nu ne-am ținut ca și contract solemn la prima unire între Moldova și țara românească. Respectul și admirația mea pentru toți românii, pentru toate româncele și pentru moldovenii noștri dragi pe care așteptăm în familie europeană cât mai repede cu putință. Dumnezeu să ne aducă pe toți într-una bine. Andrei avea dreptate. Când am fost la Washington, tot cu românii americani, am avut imensul privilegiu să particip la un concert. Un concert la Mellon Auditorium, prestigiosul loc din capitala americană, unde acum 75 de ani fondatorii NATO au semnat tratatul de la Washington. Atunci erau 12 aliați, azi suntem 32 de aliați. Pentru prima dată în istoria națiunii noastre, România are întreg Occidentul democratic ca aliați, 1 miliard de oameni, mai mult de jumătate din PIB-ul global, mai mult de jumătate din forța militară a planetei. Pentru prima dată în istoria națională, România are securitatea, independența și suveranitatea apărate de cea mai puternică alianță din istorie. Este un lucru fenomenal, e un lucru important și este un lucru pentru care cu noi toți am contribuit. Am mulțumit de pe scena de la Mellon Auditorium, la începutul unui concert foarte, foarte frumos, românilor din America, care au contribuit decisiv la succesul acestui pas enorm de important în istoria națiunii române, aderarea la NATO, care a deschis și aderarea către Uniunea Europeană. Și pe acest panou în spatele meu spune după 25 de ani. Acum 25 de ani, ca tânăr ambasador, împreună cu liderii comunităților românești din America, pe care mulți îi văd aici și îi salut cu prietenie și cu respect, am lansat o petiție către Congresul American și Casa Albă pentru ca România să intre în NATO. Pentru că în primul val al extinderii, România nu a fost acceptată și a trebuit să începem să apăsăm pe pedalele de influență etnică, influență politică și spre marele merit al românilor americani din toată America. Și aici, în special la Chicago, am reușit să strângem 10.000 de semnături care au fost trimise la Congres și la Casa Albă și pot să vă spun, ca un profesionist al integrării euroatlantice și ca un martor direct al tuturor pașilor integrării euroatlantice a României, că ceea ce ați făcut atunci este extraordinar de important. Vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut atunci și să vă rog să ne remobilizăm tot de aici, de la Chicago, pentru următorul capitol al istoriei naționale. Pentru că istoria națiunii nu s-a încheiat odată cu integrarea euroatlantică. Am avut, ca multe generații din spate, șansa să fructificăm un moment geopolitic favorabil. Este momentul să mergem la următorul pas, la un salt istoric de dezvoltare al României. Acest reflex de implicare și de patriotism al românilor din America și din diaspora românească nu este nimic nou. În primul război mondial, românii din America s-au înrolat ca voluntari în America, în armata americană, la îndemnul președintelui Woodrow Wilson, pentru a lupta în Europa pentru întregirea destinului național românesc. Femei din America, românce din America, s-au înrolat în Crucea Roșie americană și au mers în România sub conducerea înțeleaptă a reginei Maria, ajutând răniții și bolnavii și suferinzii din primul război mondial în România. Români din America, sub egida Ligii Naționale a Românilor din America, au trimis petiții administrației americane pledând pentru ca România să-și întregească hotarele cu toate provinciile istorice și cu toți românii din toate provinciile istorice românești. Români din America au trimis un memorandum Conferinței de Pace în 1919,
pledând pentru întregirea frontarilor naturale ale României. Și în 2002, după petiție, oameni ca și Doru Năsui și Steven Bonica și Tavi Cojan, mi-aduc aminte, și mulți alți prieteni de aici, ați făcut un lobby extrem de eficient pe lângă senatorii dumneavoastră pentru a fi sigur că în al doilea val de extindere România va fi acceptată. Și vreau să vă aplaud pentru această perseverență. Suntem, de fapt, o generație care suntem continuatorii ideii naționale românești. De la Școala Ardeleană, de la Pașoptiști, de la Alexandru Ioan Cuza, de la Brătieni, de la regii României. Da, și chiar și noi, cu toate dificultățile pe care încă le avem, generația care a readus România în Occident. Apelul meu de aici, de la Chicago, către toți românii din America, este acela să mergem împreună către capitolul următor al istoriei naționale. În primul rând, vă rog, să încercăm să facem, ca acum 25 de ani, să facem o petiție zdravănă către noul Congres american ce se va alege în toamnă și către administrația americană care va avea, vor fi alegeri și pentru președinte, pentru a scăpa odată pentru totdeauna de problema vizelor pentru românii în America. Vreau să avem un tratament așa cum au toți ceilalți aliați. Și dacă ar fi să mă gândesc la un titlu pentru petiția pe care sper să o inițiați și să convins că o să o inițiați, a spune Visa Waiver Now, Respect for Romania. Respect pentru România, Visa Waiver acum. Este un lucru pe care sunt convins că împreună îl vom reuși. Este, dacă vreți, varianta transatlantică a problemei Schengen, care încă nu este rezolvată acasă. Sunt lucruri importante, sunt lucruri simbolice. Sunt lucruri legate de respectul de care trebuie să ne bucurăm și pe care l-am meritat. Inclusiv prin sacrificiu, inclusiv prin militarii noștri, inclusiv prin ceea ce facem pentru alianța noastră. Sunt aici la Chicago și pentru că acest loc este încărcat de foarte multă memorie și istorie a națiunii noastre. Și vreau să mulțumesc tuturor liderilor bisericilor românești din această zonă. Mi-aduc aminte, împreună cu Mihaela, într-un weekend lung, pentru semnături la petiția despre care am făcut vorbire, am mers, cred că, la 21 de biserici românești diferite și pentru că ne-am rătăcit cu băiatul adoptat al lui Tavi Cojan, i-a vărsat cafeaua Mihailei pe un costum alb, pentru că avea un Cadillac un pic cam năstrușnic. Și ne-am rătăcit pe o stradă căutând Biserica 21 din periplul nostru evanghelic, ortodox și greco-catolic. Și o doamnă îi spunem în engleză, știți unde e biserica românească de pe strada dumneavoastră? Spune, o știm, dar și noi, în română, suntem și noi o biserică românească. Am descoperit a 22-a biserică românească din Chicago. Vreau să-i mulțumesc lui Steven Bonica pentru acest compendiu integral al bisericilor românești, ortodoxe, greco-catolice, evanghelice din America și vreau să-i rog pe liderii spirituali ai comunității să păstoriți în continuare românismul, patriotismul și dragostea de țară în tot ceea ce faceți și în toate rugile noastre. Contăm pe dumneavoastră, sunteți esențial pentru ca generația a doua, a treia, a patra, a cincea de români din America să nu se piardă în oceanul interetnic american, să-și păstreze dragostea și apartenența la națiunea noastră. Vreau să vă mulțumesc, să știți că vă suntem extrem de recunoscători pentru munca pastorală și patriotică pe care o faceți pentru națiunea română, indiferent de s-ar fi ea. În acest moment extraordinar de complicat, aseară Rusia a mai bombardat câteva centrale electrice din Ucraina. Astăzi Ucraina are 85% din energia produsă pe centralele termo anihilate și 35% din hidro. Și acest lucru trebuie să ne dea de gândit, pentru că este foarte, foarte, foarte important ca România nu doar să fie protejată de NATO, dar să devină mult mai puternică economic, tehnologic, ca influență. Niciodată în istoria națiunii române nu am avut o relevanță strategică mai mare decât acum. Nici după primul război al Crimeei, când
s-a făcut și s-a înfăptuit prima unire a românilor, nici măcar după primul război mondial, când s-a făcut marea unire a românilor, niciodată România n-a avut o valență strategică mai mare pentru Occidentul democratic. O Românie care are o rază de influență de 360 de grade în toate direcțiile, dincolo de Marea Neagră, către răsărit în Moldova, în Ucraina, în Georgia, în Europa Centrală, în Balcani, în Orientul Mijlociu. Suntem țara din NATO pe flancul estic, care probabil are cea mai importantă valență multiregională din întreg flancul estic, care cuprinde acum și Finlanda și Suedia și Norvegia și merge prin Polonia până jos în Turcia. Și întrebarea este, care este viitorul capitol în istoria națiunii române? Și cum putem împreună să contribuim la acest nou capitol? Eu cred că faptul că am reușit să intrăm în NATO și în Uniunea Europeană, un lucru masiv în istoria națiunii noastre, extrem de important, ne-a făcut într-un fel să ne culcăm pe o ureche și să credem că simpla integrare în NATO și în UE ne va rezolva problemele și ne va duce acolo unde România merită și românii merită să fie. O națiune dezvoltată, prosperă, respectată, influentă, la masa centrală a deciziilor lumii democratice occidentale, pentru că acolo este locul României. Și cred că în clipa de față, așa cum au făcut și înaintașii noștri, la fiecare cutremur geopolitic al Europei și al României, înaintașii noștri au știut să profite de acele momente. Războiul Crimeei, prima unire. Războiul mondial, marea unire. Căderea comunismului în Europa, integrarea euroatlantică. Se reîmpart cărțile, dragii mei. Și nu doar cărțile de securitate, ci de tehnologie, de lanțuri de valoare, de industrie de microprocesoare, vin de la Purdue, sunt mulți români acolo și sper să avem o relație cu dânsii. Aici, la Chicago, este cel mai mare centru de quantum computing din America. De baterii, un nou model economic, noi oportunități de investiții și exporturi, un alt model economic și un alt contract social. În clipa de față, România trebuie să înceapă să încaseze, să cash in, relevanța sa strategică prin dezvoltare economică, prin investiții și prin ajungerea la nivelul pe care România îl merită, care este acela de țară dezvoltată, respectată, influentă și la masa deciziilor din Europa. România are, în schimb, în fața noastră, avem cu toții în fața noastră și pentru asta sunt din nou la Chicago, așa cum am fost și la Boston cu românii, de acolo din Massachusetts, din New England, așa cum am fost și în Indiana, cum sunt și aici, cum mă duc și în Europa peste tot. România are în acest moment o șansă extraordinară, istoric. Dar are și o provocare excepțională. Pentru că în acest moment, o jumătate de Românie, 10 milioane de români, trăiesc, comunitățile istorice și cele mai recente au ales să părăsească România. Și este o decizie pe care trebuie să o respectăm, pentru că oamenii au plecat pentru un trai mai bun. Și înainte de a-i ruga pe români, cum îi rog și eu, să revină în România, trebuie să ne întrebăm care sunt cauzele pentru care au plecat din România și până nu rezolvăm problema cauzelor plecării, nu cred că avem obrazul să le spunem veniți atunci când există acasă prea multă corupție, prea multă birocrație, un sistem de educație și sănătate care nu este performant. Aceasta este adevărata cauză a plecării românilor. Și principala metodă prin care eventual am putea să-i rugăm să vină acasă. Dar mulți nu vor veni acasă, pentru că și-au făcut un rost, și-au făcut o familie, și-au făcut un business. Sunt profesori, sunt oameni care sunt realizați. Și atunci cred că ceea ce a trebuit să facem, și sper că de aici, de la Chicago, să pornim ceea ce și Mihai Lehene face, ceea ce și alte asociații românești din Europa fac, să încercăm să vedem cum am putea să ținem comunitatea românească din diasporă și țara împreună. Să contribuie la România. Eu cred că provocarea faptului că ne-a plecat jumătate de țară poate să fie, dacă o jucăm bine și dacă ne ținem unii de alții aproape, și cea mai mare șansă istorică a României pentru a face acel salt de dezvoltare.
Nu este obligatoriu să te întorci definitiv acasă pentru a contribui la dezvoltarea României. Nu este obligatoriu să te muți de la o catedră, de la o școală importantă din America sau din Europa pentru a preda un curs sau pentru a forma un curs și pentru a forma elite tinere în România. Nu este obligatoriu să te întorci pentru a putea să contribui cu idei sau măcar cu o rugăciune și de a învăța pe copiii tăi limba română și păstrarea relațiilor emoționale cu țara de unde provenim cu toții, cu patria noastră. De aceea cred că a venit momentul ca statul român să regândească în profunzime modul în care ne raportăm la diaspora românească. Nu spun că nu se încearcă. Sunt încercări, mai sunt ceva, un pic mai mulți bani, dar volumul problemei este atât de mare încât metoda pe care o avem în România nu mai este suficientă. De aceea eu cred că este momentul să ne organizăm în diasporă, să avem o formulă de reprezentare a românilor din diasporă în relația cu statul român, iar statul român să înceapă să aibă o logică de codecizie și implicare obligatorie a diasporei în tot ce înseamnă decizii care influențează viața românilor de pretutindeni. Vreau implicare, vreau codecizie, vreau respect și vreau crearea condițiilor acasă pentru ca relația între masiva noastră comunitate din America și din lume cu țara să se producă în condiții tot mai bune. M-am uitat puțin și la modele pe care alte mari diaspore le au în relația cu țările lor, italieni, francezi, Irlanda a avut. Vorbind de istorie, exilul anticomunist a avut un congres mondial românesc care s-a înființat la Paris în 1988, Ion Rațiu la Londra, oameni care au dus greul rezistenței anticomuniste. Dar probabil că o formă de casa noastră România, care să fie o chestiune în care să putem să luăm împreună decizii și să investim acolo unde este nevoie să investim, în școală, în cultură și civilizație, un fond pentru a asista eventuala întoarcere a oamenilor de afaceri cu business-uri sau chiar și cu prezența în România. Am făcut Israelul, vorbeam cu Mihai Lehene, un fond pentru startups, un fond pentru inovare, o chestiune în care, cum au făcut polonezii cu englezii, cu polonezii din Anglia după Brexit, au făcut o lege a repatrierii cu înlesniri fiscale agresive pentru a putea să-i aducă acasă. Și a venit o jumătate de milion de polonezi în Polonia, din cei un milion, și românii noștri s-au dus și practic au completat acest lucru. Deci cred că este nevoia efectiv de un alt proiect național, un alt capitol al proiectului național, pentru că iluzia că prin integrarea euroatlantică am rezolvat problemele României, efectiv, nu este soluția și nu este răspunsul. Vorbim despre Chicago și despre simbolul românești. Am fost ieri împreună cu câțiva colegi și cu domnul profesor dr. Marius Stan la cimitirul lui Mircea Eliade. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. În 97, acum 25 de ani, am întâlnit-o pe Cristinel, pe soția marelui cărturar și cel mai important istoric al religiilor de pe această planetă, Mircea Eliade. A avut în tinerețe momente de rătăciri și de alte gânduri, dar este probabil unul cel mai mari nume ale culturii românești, alături de Enescu, de Brâncuș, de alți câțiva. Și, domnule profesor, aș vrea să vă rog și să vă încredițez misiunea de a veni cu propuneri pentru a cinsti cum se cuvine acest mare om. Nu este normal ca la cimitirul acela să fie doar o mică cruce, trebuie să fie un lucru pe care națiunea română, românii din Chicago, românii de acasă, să-l prețuim pe acest om. La Universitatea din Chicago vreau să văd în față o statuie a marelui cărturar român. Vreau să ne apărăm și să ne protejăm simbolurile naționale. Și în numele meu și sper în numele vostru, vă rugăm să ne ajutați cu idei și vă asigur de tot ce înseamnă implicarea mea și a noastră pentru a face și acest lucru. Dragii mei prieteni, acum 25 de ani am început și parteneriatul strategic cu Statele Unite, Ligia a avut dreptate. Mi-aduc aminte cum l-am inventat la Departamentul de Stat după momentul complicat al respingerii României la primul val de aderare la NATO. Și mi-aduc aminte cum am organizat vizitele președintelui Clinton
99, președintele lui G.W. Bush, se dea Dumnezeu sănătate, faimosul discurs al curcubeului, în care the God is smiling on us in Romania. În 2003 n-am să uit niciodată acel moment. Dar vreau să vă fac o rugăminte din partea mea și să vă asigur de întreaga mea implicare, așa cum a fost și acum 25 de ani, și acum 20 de ani, și acum și totdeauna. Când ne-a dat Dumnezeu să fim sănătoși și să putem să facem ceva pentru țara noastră. Aș vrea să vă rog ca împreună să ducem parteneriatul strategic România-Statele Unite la următorul nivel. Să începem să-i dăm mai mult conținut economic. Să ne apucăm să aducem mai multe universități americane și românești împreună. Să aducem mai multe business-uri americane care să investească în România. Să ne apucăm să facem mai multe înfrățiri între state americane și județe sau regiuni din România. Pentru că nu totul se decide la Washington. Puterea Americii este în puterea statelor americane și a comunităților americane din toată această mare țară a noastră. Îndrăznesc să vă propun și să visez și aici, la pasul următor în relația Statele Unite-România, o ancără decisivă pentru politica externă a țării noastre. Să avem, de fapt, o alianță în cadrul alianței. Așa cum Polonia are. Așa cum Israelul are. Așa cum, de curând, în vizita premierului japonez și a președintelui Filipinelor s-a întâmplat recent la Washington. Avem o relație foarte solidă cu America, să nu fim înțeleși greșit. Suntem extrem de bucuroși de partea strategică, militară. Dar cred că pe economic, pe științific, pe cultural, pe intercomunitar, pe relație people to people, avem încă enorm de mult, multă muncă de făcut. Și vreau ca pe lângă rugămintea pentru o petiție, pentru visa waiver, să ne implicăm cu toții pentru a duce și relația României cu Statele Unite la nivelul următor. O relație de alianță în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cred că acesta este misiunea noastră, acesta este rolul românilor americani. Cred că acesta este rolul liderilor români, indiferent cum s-ar numi ei și indiferent de ciclul politic. Americanii spun un lucru și am să închid aici. One nation under God. Dacă m-aș gândi la țara noastră, la țara mea, la țara noastră, a tuturor românilor, indiferent unde ne-am aflat noi, de la Chicago până la Chișinău și din Vancouver până la Negru-Vodă. A spune că trebuie să demonstrăm că suntem o singură națiune. Uniți prin credința noastră, prin limba noastră și prin cultura noastră. O singură națiune. Și cred că la o diaspora atât de masivă în America și în toată lumea de români, cred că și pentru viitor va trebui să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să reformulăm ideea că există, să spunem, un președinte al României, eu cred că este vorba de un președinte al națiunii române, care să adune toți românii împreună, cei care sunt acasă și cei care, ca și dumneavoastră, faceți cinste țării noastre, muncind, dăinuind, predicând în masiva comunitate românească din America și din toată lumea. O singură națiune, unită prin credință, limbă și cultură românească. Andrei, vreau să-ți mulțumesc enorm de mult pentru ospitalitate tuturor prietenilor mai vechi și mai noi, sper să vă asigur de absolut tot ce înseamnă energia mea și priceperea mea și experiența acumulată în timp, este în slujba națiunii noastre, indiferent de ce ne va hărăzi bunul Dumnezeu ca destin, voi face același lucru pe care l-am făcut de când eram tânăr ambasador, acum 25 de ani, la Chicago. Voi încerca să vă țin aproape, voi încerca să țin aproape masiva comunitate românească din America, de țara noastră, și să facem fiecare dintre noi ceea ce ne este hărăzit de bunul Dumnezeu. Și o rugăciune pentru România, și un gând bun pentru România, și un gest bun pentru România. Și amintirea înaintașilor noștri care s-au jertfit pentru România este poate cel mai bun început pentru noi toți. Ne-a Dumnezeu sănătate, încântat împreună cu Mihaela să revenim la Chicago și dacă ne mai chemați, să știți că vom mai veni. Vă mulțumesc foarte mult! Doamne ajută!